Dragilor, astăzi alături de noi este Claudiu Tănăselea, editor, autor, parsec.ro și vom vorbi despre Carl Sagan și despre o nouă carte, aș putea să o numesc, fără să exagerez, cartea Testament, Miliarde și miliarde, gânduri despre viață și moarte în pragul mileniului. Cred că atât titlul cât și subtitlul, mai ales subtitlul acestei cărți, este foarte sugestiv, pentru că este ultima carte a lui Carl Sagan, a uimitoarei sale cariere, în care acesta examinează într-un mod strălucitor problemele arzătoare ale vieții noastre, ale lumii noastre și ale universului ce ne înconjoară. Aceste eseuri le-aș putea numi luminoase și atractive, străbat atât imensitatea cosmosului, cât și intimitatea minții omenești, încercând să răspundă la întrebări fascinante despre originea și despre sfârșitul universului. Claudiu, așa cum am spus puțin mai devreme, o carte Testament, ultima carte a lui Carl Sagan, și tu mărturiseai despre faptul că Carl Sagan în toate cărțile sale găsim multă poezie, găsim multă metaforă, găsim multă compasiune, empatie, blândețe, cu atât mai mult în această ultimă carte. Și iată, cărțile lui Carl Sagan sunt actuale și cu atât mai mult această carte scrisă prin 1995-96, ultima sa carte, este mai actuală, spuneai tu, și te citez, ca și cum ar fi fost scrisă în urmă cu 2, 3, 4 ani. Da, sunt doar câteva, 2, 3, 4 corecții care aș face cărții ca să pară și mai actuală. În rest, Carl Sagan vorbește în acea carte de parcă s-ar fi exprimat acum câteva zile toate temele abordate de el referitoare la explorarea cosmosului, că pentru asta îl întregim majoritatea dintre noi, la problemele lumii noastre de astăzi, toate se regăsesc de parcă ar fost scris acum câteva zile. Și încă o dată, Carl Sagan a făcut asta în mijlocul anilor 90, când lumea era cu totul deosebită față de zilele noastre, totuși. În primul rând, Carl Sagan este, mai ales pentru mine, prototipul popularizatorului de știință. El scrie despre știință cum nu mai scrie nimeni altcineva și a fost, nu vreau să zic asta peorativ, copiat de altcineva, dar a fost un model pentru foarte mulți alți autori. Aș vrea să pot să scriu și eu ca și el, pentru că umple foarte multe pagini cu foarte mult text, fără să pună o ecuație, fără să pună simbolul matematice și ne face să înțelegem lucrurile și legile fizicii din spatele a ceea ce vrea el să exprime. Și o face cu un talent pe care eu nu l-am mai găsit la alți autori, decât într-o încercare de a-l imita pe Carl Sagan, cu intenții, bineînțeles, bune. Da, a fost o carte interesantă. Mie mi-a plăcut cel mai mult prima parte, este cea mai tehnică, dar tehnică în stilul lui Carl Sagan, adică în care explică, desenează, face grafice, ușor de înțeles și digerat. Totul curge foarte ușor la Carl Sagan, după care el într-adevăr abordează provocările lumii contemporane, să le spunem, contemporane lui, contemporane nouă, lumii moderne și trage mai multe semnale de alarmă pe care, citind acum cartea, mi-am dat seama că nu am rezolvat de mare lucru. Adică dacă acum s-ar întoarce Carl Sagan și ar vedea lumea în care trăim noi, cred că ar fi dezamăgit. La un moment dat face vreo 3 sau 4 întrebări la care spune cu siguranță se va răspunde în deceniile viitoare și le-am citit și mi-am dat seama că nu am reușit să rezolvăm niciuna dintre provocările puse de el acolo. Nu știu dacă lumea de acum este mai bună decât lumea din 96-95 care a fost în momentul care ne-a părăsit Carl Sagan. Așa că, mă rog, sunt și câteva părți bune. Eu, dacă ar fi să mă întâlnesc cu Carl Sagan, chiar mă gândeam la chestia asta când îi citeam rândurile despre Voyager, la care el, sunt ele Voyager la care Carl Sagan a avut o contribuție esențială, cred că s-ar bucura să afle că acele sonde Voyager încă funcționează și încă transmitate. La un moment dat în carte spune că
Voyager se află undeva pe lângă Neptun și a fost cea mai comunicarea de cea mai lungă distanță până la acel moment dintre Voyager și Pământ. Cred că s-ar bucura să afle că s-a depășit cu mult acel record și că încă funcționează sondele Voyager și alea sunt, nu neapărat sunt creația lui, dar el a avut o contribuție esențială la desfășurarea misiunii Voyager așa cum au fost ele desfășurate până acum și, mă rog, probabil că știți acea imagine celebră cu Pământul suspendat într-o rază de lumină. Imaginea aia a fost ideea lui Carl Sagan pentru că combustibilul de la bord se termina, adică nu mai aveau sondele combustibil pentru toate echipamentele științifice și Carl Sagan a avut genială idee, ia să întoarcem noi sonda spre Pământ ultima dată, să facă o ultimă poză Pământului, să vedem ce iese. Nu a fost deloc o poză cu caracter științific, că nu am învățat nimic fundamental din acea imagine, dar a fost pentru prima dată când omenirea s-a văzut pe sine sub forma unui punct. Noi, practic, eram un pixel acolo într-o poză făcută de o sondă aflată la miliarde și miliarde de kilometri departare. Nu pot să disociez imaginea sondelor Voyager de personalitatea lui Carl Sagan. Că tot povesteai de această fotografie și de punct, bineînțeles că probabil că nu întâmplător și m-am dus cu gândul spre ideea aceasta. Una dintre cărțile lui Carl Sagan se numește Un palid punct albastru. Da, exact de acolo vine, exact. Uite, mă gândeam și uitându-mă pe carte câteva titluri de capitole. Și acest exercițiu l-am făcut și cu ceilalți invitați în alte materiale video, discutând despre celelalte cărți ale lui Carl Sagan, Cosmos, Lumea și Demoniei, Un palid punct albastru. Să le spunem capitole, ce titluri pline de frumusețe lingvistică și de metafore. Puterea și frumusețea cuantificării, miliarde și miliarde, tabla de șah persană, vânătorii de luni seara. Îmi place maxim acest titlu. Privirea lui Dumnezeu și robinetul care picură. Patru întrebări cosmice. Lumea care a venit prin poștă. Cresus și Cassandra. Lipsește o bucată de cer. Ieșire din ambuscadă. Unde mințile și inimile se ciocnesc. Dușmanul comun. Iată cartea Miliarde și Miliarde de Carl Sagan. Putem spune despre Carl Sagan că a fost un vizionar și poate unul dintre cei mai mari popularizatori ai științei, referindu-mă cumva implicit la felul lui de a scrie. Avea un fel aparte. Bineînțeles că în istoria omenirii și cel puțin în ultimele 3-4 decenii au mai existat oameni de știință care au descoperit și care au studiat spațiul. Dar iată, el a venit privind cumva spațiul și cosmosul, povestindu-ne-l ca un povestitor. Sau spunându-ne despre cosmos ca și cum ar vorbi sau ca și cum ar recita o poezie. Da, ăsta este specificul lui. Asta face cel mai bine și o face că nu a mai făcut-o nimeni până la el. Și, mă rog, vrând nevrând, după el îi comparăm pe toți ceilalți care încearcă să facă același lucru cu el. Pentru că se întâmplă un lucru. Cei care sunt foarte adânciți în ecuații, oameni de știință consacrați și, mă rog, dedicați feliei lor foarte subțiri, care studiază ecuații, studiază teoreme, studiază cerul, studiază atomii, nu au timp, sau dacă au timp, poate nu au deprinderea necesară să pună totul într-o poezie sau formă de proză, că practic asta scrie Carl Sagan. Tu ziceai că scrie poezie, să nu creadă cei care nu au citit cărțile că sunt versuri acolo. Nu sunt versuri. Da, nu. E o proză care curge, care sună poetic, chiar și tradusă românește, adică e fascinant asta. Și asta nu e la îndemâna oricui, cu atât mai puțin la îndemâna oamenilor de științe exacte, pasionați de ecuații, teoreme și mai departe, simboluri matematice seci, care nu au foarte multă, cel puțin aparent, foarte multă poezie în jurul
jurul lor. Iată că din când în când apare așa câte un personaj din ăsta, gen Richard Feynman, nu pot să nu mă duc aminte și de el, Carl Sagan, care îmbracă aceste ecuații în proză, care face ca acea proză să curgă frumos, nu e deloc plictisitoare, nu e sfărăitoare. Eu am citit cărți de popularizare a științei, nu de Carl Sagan, ci de alți autori români sau străini, acum vreo 20 de ani, când începeam și eu să-mi dau seama ce se întâmplă cu științele, ce e vorba în știință și așa mai departe. Și apreciam stilul acesta de a mă face să înțeleg lucruri pe care ecuațiile, cum să zic, insipide, era mai greu. Dar să ai această îndemânare, să faci omul care nu are neapărat o pregătire matematică, nu știe, nu știu, ecuații diferențiale sau așa în spate, în bagajul său deocamdată, dar să îl captezi, să-ți facă să citești un capitol pe nele suflate, cum am făcut eu aseară, de exemplu. Am citit primul capitol al cărții lui Carl Sagan pe nele suflate, chiar dacă știam toate lucrurile care scriau acolo, adică nu mi-a spus nimic nou, dar felul în care le-a scris m-a făcut să nu pot să las prima parte a cărții din mână, cum spuneam, este partea cea mai apropiată de știință, mai tehnică, dar tehnică în stilul lui Carl Sagan. Despre asta este vorba, despre stilul lui de a scrie, care, pe lângă că nu este la îndemâna oricui, trebuie să ținem cont că sunt niște concepte greu de explicat, chiar și între oameni de știință, între ei se înțelegă greu de foarte multe ori, și atunci să apară cineva, să ți le pună pe tavă, să le poți digera ușor, este cu atât mai greu. De aceea Carl Sagan este unic în felul său și, într-adevăr, este unul dintre cele mari, dacă nu cel mai mare până în prezent, popularizator de știință. Aș mai mă uitam mai devreme în bibliotecă și la cei menționați de tine aș mai adăuga Dawkins cu o carte superbă, Destrămarea curcubeului, iarăși un titlu extrem de poetic și de sugestiv, un alt cercetător. Dawkins, Destrămarea curcubeului, tot carte publicată în colecția Matesis, colecția de știință. Ce te-a impresionat mai mult din cartea, repet, ținând cont de faptul că este ultima sa carte și este o carte, așa cum am spus, o carte testament, ce te-a impresionat mai mult, ce parte din această carte te-a impresionat mai mult și acel mesaj din acel capitol, să spunem, sau poate din mai multe capitole, ai vrea cumva să le împărtășești și să le recomanzi celor care ne urmăresc? Cum spuneam, neapărat primul capitol trebuie citit, primele capitole, adică prima parte a cărții, a fost o experiență foarte plăcută să reiau acest gen de literatură acum și să o fac direct din Carl Sagan, dar ce m-a impresionat cel mai mult, nu știu dacă aș recomanda neapărat și altor cititori, dar ultimul capitol în care el practic povestește chinurile prin care trecea în urma bolii pe care o avea. Știam despre starea de sănătate, dar niciodată nu am căutat detalii despre asta. Și acolo el descrie, într-un fel optimist până la urmă, asta este cu atât mai dureros, descrie lupta sa cu boala, cu moartea, cu spitalele, cu chimioterapia și tot suport, sprijinul persoanelor din jurul său. Și asta a fost, într-adevăr, dincolo de știință, dincolo de provocările climatice, a fost trăirea lui internă pe care și-a pus-o în pagină și a fost destul de greu de citit până la capăt. După care a venit și replica soției, care a completat capitolul după ce a murit Carl Sagan și, mă rog, e un capitol greu de digerat dacă vă place de Carl Sagan și nu are cum să nu vă placă personajul Carl Sagan. Și a fost pentru prima dată când am aflat și eu detalii despre boala lui, despre modul în care a abordat-o, despre dificultățile enorme și spune la un moment dat că dacă el nu era Carl Sagan, probabil că ar fi dispărut mult mai repede, dar s-a bucurat foarte mult de sprijinul diverselor instituții, de ajutoare financiare, de tot felul de posibilități ca să, mă rog, să-l putem avea cât mai mult printre noi. Din păcate nu s-a putut mai mult, dar a lăsat în urmă mult Carl Sagan, atât de mult încât cred că e nevoie de câteva generații ca să absorbim tot ce a avut el să ne spună în felul în care a făcut. Da, din păcate a murit prematur sau, mă rog, la o vârstă... Da, putem spune asta. Exact, la o vârstă era încă, cred că, tânăr și în plinătatea forțelor.
Și cu siguranță, făcând eu așa un calcul sumar, l-am fi putut prinde și noi. Adică ar fi avut astăzi probabil undeva în jur de 80 și ceva de ani și exact cum spuneai tu, cumva mi-a stârnit așa curiozitatea, mă gândeam ce părere ar fi avut despre lumea în care, trăim, pentru că, din păcate, cum vorbeam într-un alt material video cu un alt invitat, cu fizicianul Cristian Presură, discutam despre faptul că pusesem întrebarea dacă noi folosim resursele pe care le avem, pe care, iată, ni le oferă Pământul, dacă noi folosim aceste resurse cu discernământ. Pentru că, din păcate, nu le folosim cu discernământ. Avem așa câteodată sentimentul că totul este un dat, da? Și că Pământul este o chestie așa, regenerabilă. Adică ei care ni se cuvine. Tot exploatez, că el se reface și noi nu avem niciun fel de treabă. Dar lucrurile, din păcate, nu stau așa. Da, și mai este un episod din carte de care, mă rog, mi-a făcut oarecum plăcere să-l citesc. Carl Sagan pomenește la un moment dat despre explorarea satelitului Titan al lui Saturn și spune el în 95-96 vom trimite în 1997 o misiune spre Saturn și vom vedea niște imagini minunate de acolo. Va fi și un lander european, Huygens, trimis spre suprafața lui Titan. Și mă gândeam câtă fericire era pentru el să vorbească despre această misiune și cât de mult aștepta să vadă și el poze, rezultate, date științifice de acolo. Din păcate nu a mai prins nici lansarea și între timp misiunea a fost una extrem de o misiune de foarte mare succes, misiunea Cassini-Huygens se numește, care între timp s-a și terminat, adică sonda Cassini deja s-a și prăbușit în Saturn după ce a trimis câțiva terabytes de date de acolo și cred că dacă ar fi trăit Carl Sagan ar fi fost așa o mare bucurie pentru el să povestească despre Saturn, despre sateliții lui Saturn, despre Titan, despre, mă rog, tot ce se întâmpla cu această misiune. Asta era una din acele corecții care face cartea ca să nu pară atât de curentă, dar asta povesteam și înainte, că ar fi două, trei corecții care ar trebui făcute. Chestia cu Voyager, chestia cu Cassini și în rest a cam merit-o Carl Sagan. Da. Una peste alta, o carte fascinantă, chiar dacă se termină trist, dar deja noi știam cum se termină, adică nu era o surpriză, nu e spoiler. Dar da, eu cred că merită citit Carl Sagan la orice vârstă, indiferent de faptul dacă ne place sau nu fizica sau spațiul sau astrofizica. Nu e o carte pentru fizicieni sau pentru astrofizicieni, e o carte pentru oameni, pentru cetățenii planetari, să zic așa, pentru publicul larg, pentru oricine. Și cred că merge la orice vârstă. Eu cred că de la, 12-14 ani până la 90 de ani merge fără problemă. Ăsta este, l-aș lua eu, l-aș percepe așa, ca pe un mesaj foarte frumos, ceea ce ai spus mai devreme, pentru că chiar aveam în minte ideea asta să te întreb. Faptul că, iată, Carl Sagan, ca popularizator al științei, tinerii sunt cei care ar trebui să fie interesați de mai ales dacă corelăm cumva noile descoperiri ale științei, poate le corelăm cumva cu, iată, avansul, dezvoltarea tehnologiei, da? Pentru că tinerii sunt cei mai în pas, să zicem, cu tot ce înseamnă tehnologia, dacă stăm să ne referim la gadgeturi și telefoane și laptopuri și tablete și așa mai departe. Cred că e un lucru extraordinar faptul pe care l-ai spus tu, că Carl Sagan ar merita citit și ar fi frumos să fie citit și interesant atât pentru tineri, pentru adolescenți, să spunem, până la vârste cât mai înaintate. Da, nu știu, eu mă gândesc la un cineva care lucrează în domeniul finanțelor, de exemplu, și care n-a avut tangență cu astrofizica niciodată, are vreo 40 ceva de ani și își caută o carte de citit, vrea să înțeleagă și el ce e cu Saturn, ce e cu Cassini-Huygens.
nu poate să facă mai eficient și mai plăcut acest lucru decât citindu-l pe Carl Sagan. Adică nu are la îndemână alte soluții, pentru că, într-adevăr, Carl Sagan tratează lucrurile foarte clar, foarte frumos, foarte cursiv și merge pentru oricine este curios. De-aia zic, nu cred că există limite de... Nu trebuie să fii neapărat interesat de gadget-uri sau de știință, nu trebuie neapărat să fii interesat de științele exacte. Merge la muzicieni, la, nu știu, oameni din finanțe, cum ziceam, la orice categorie socială care este curioasă, evident. Dacă omul nu e curios, nu poți să-l forțezi pe Carl Sagan. Dar pentru oricine e curios să afle cum funcționează, nu știu, o sondă interplanetară, ce e cu norii de pe Venus, ce se întâmplă pe Marte, Carl Sagan este cu siguranță va găsi răspunsul în paginile cărții lui Carl Sagan, dacă nu neapărat în miliarde și miliarde, în celelalte cu siguranță. Foarte, foarte frumos, dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Claudiu Tănăselea, editor, autor, Parsec.ro. Am vorbit despre Carl Sagan și despre ultima sa carte, Cartea lui Testament. Este vorba despre miliarde și miliarde gânduri despre viață și moarte în pragul mileniului. Mulțumim foarte mult, Claudiu, vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți mereu alături de noi. Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!